Bună ziua, stimați colegi, bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă propun instrumentul digital WordArt sau norul de cuvinte. Puteți accesa acest instrument pe pagina wordart.com și puteți beneficia de toate facilitățile oferite de acesta. Cloudul de cuvinte este un instrument din ce în ce mai folosit în didactică. De ce? Simplu, pentru că poate fi utilizat în mai multe scopuri. Hai să le descoperim împreună. În primul și în primul rând, este foarte ușor să creați un WordArt. Pentru aceasta trebuie să dați click pe butonul Create, butonul verde, din partea dreapta sus. Este foarte simplu. Apoi, primul pas este să introduceți câte un cuvânt pe rând sau să importați un text și să alegeți dimensiunea și culoarea acestor cuvinte. Apoi pasul al doilea presupune alegerea formei sub care să se prezinte norul. Evident, sunt mai multe forme predefinite. Pasul 3 presupune alegerea fontului și modul de prezentare al cuvintelor. O faceți destul de des atunci când tehnoredactați materiale. Pasul 4, stabilirea fundalului. Pasul 5, vizualizarea sau generarea norului de cuvinte. Și în fine, pasul 6, descărcarea norului de cuvinte pe device-ul dumneavoastră. Nu sunt atât de dificili. Iată și sugestiile de utilizare. Poate fi utilizat acest instrument în studiul unei povestiri, pentru a prezenta cuvintele cheie ale lecției, în brainstorming, pentru a crea o hartă a lumii și, ce cred eu că este cel mai important, în captarea atenției. Să continuăm. De ce WordArt? Pentru că elevii noștri sunt nativ digital. Fie că au mâzgălit prima dată cu creionul pe perete, fie că au colorat cu degetele pe o tabletă, ei creează, se exprimă și învață prin elemente vizuale. Simt nevoia să dea feedback constructiv cât mai des. Și consider că este unul dintre cele mai bune instrumente de dezvoltare a vocabularului elevilor. Biblioteca pe care o propune WordArt este generoasă. Vă recomand să o descoperiți și, de ce nu, să folosiți cât mai multe resurse din aceasta. Forma materialelor didactice contează. Formatul în care prezentați lecțiile, activitatea la clasă, are impact asupra învățării. Să nu uităm acest lucru. În centrul procesului didactic se află din ce în ce mai des această posibilitate de a realiza lecții cât mai diversificat. După cum observați, puteți introduce cât mai multe cuvinte în acest nor de cuvinte. Ar fi ideal ca acestea să fie ale elevilor, apoi să alegeți formatul și fundalul norului, să vizualizați apoi modificările pe care le realizați asupra norului de cuvinte, să alegeți caracterul acestora și din nou să vizualizați. Butonul roșu vă permite să vedeți în timp real ce modificări se aplică pentru realizarea acestui nor de cuvinte. Să alegeți un fundal și o culoare pentru acesta. După cum observați, posibilitățile sunt numeroase. Și să încercați să obțineți un contrast cât mai bun între text și fundal. Evident, puteți redenumi acest nor astfel încât să vă fie foarte ușor să-l regăsiți ulterior.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere!